și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Buget de Familie. Eu sunt Ioana și pe acest canal vă dau idei și soluții pentru bugetul unei familii. Iar astăzi revin cu un haul de la Douglas, iar singurul motiv pentru care avem acest haul este pentru că eu, spre surpriza tuturor, am mai câștigat un voucher, am câștigat un card cadou. Inițial îl lăsesem de la Pepco, a fost un concurs în mall-ul nostru local din Brașov, trebuia să cumpăr produse de 100 de lei. Orice nu era neapărat, eu am avut un bon la farmacie, știți cum e, necesitățile mai întâi, și am avut noroc să câștig acest voucher de care sunt super, super încântată. Deci un voucher la Douglas de 200 de lei. Vă dați seama că după ce am făcut acum ceva timp o comandă la Notino, nu aveam în buget sub nicio formă să mă duc să-mi cumpăr chestii scumpe de la Douglas, dar dacă sunt câștigate, să fie primit. De-abia așteptam să intru în ele, pentru că aveam pe listă niște chestii pe care altfel n-aș fi dat banii, dar așa, să vină la mine. Haideți să vă arăt ce mi-am cumpărat. În primul rând, începem cu chestiile super scumpe și pe care de obicei altfel nu aș fi dat banii. Este acest rimel de la Lancome, Hypnose Drama, negru. Este cel pe care îl folosesc acum. Este pe terminate de ceva timp și trag de el de nu știu când. De ce trag de el? Uite de asta, pentru că acest rimel costă 159 de lei. Văzusem online niște casete cu rimel, în speranța că le prind și magazin, dar în magazin nu erau, iar acest card pe care l-am câștigat este valabil doar în magazin. Deci n-am putut eu să fac economiile pe care le fac de obicei. Și următorul lucru pe care mi-l doream era o spumă. În online aveau spumă de la Nivea, în schimb în magazin au doar spumă de la Douglas, pe care sincer n-am mai folosit-o până acum, dar era ceva de pe lista mea de lucruri care urmează. Spuma a fost 29,40 de lei, deci nu ieftinuță ținând cont de cantitate. Sta să vă și spun câte 150 de mililitri, deci nu este mare. Dar ce să zic, că este nevoie de ea, asta am și o spună mai fancy-pansy și mă bucur că o am. Ce altceva mi-am mai cumpărat? Mai aveam vreo 13 lei de folosit și am ales acest gel de duș cu frangipani și hibiscus. Sper că așa se citește, nu mă pricep. Care a fost un preț foarte bun, 9 lei și mi-au dat și o mocangeală, știți cum îmi plac mie mocangelile. O mostră de Good Girl de la Carolina Herrera, un parfum nou apărut, deci super, super fain. Spre finalul acestui haul vreau să vă spun că am niște vouchere de reducere pe care eu nu le voi folosi, dar poate le folosiți voi și haideți să vă spun despre el. Am un voucher de 50 de lei reducere la achiziții de minim 350 de lei. Codul este aici. Ui, puteți face o poză și folosi în magazin, cred că merge și cu poze. După care avem 12% reducere dacă achiziționezi minim 2 produse din Douglas Collection cu Douglas Card. Asta nu știu, dar eu asta cred că merge, că nu este legat de card. Haideți să vă dau și codul ăsta. Iar următorul este 10% la orice achiziție de pe Douglas.ro. Sunt anumite mărci care sunt excluse, dar eu zic că sunt ok. 10 RDOUG îl puteți folosi și să vă fie de folos. Cam atât pentru astăzi. Știți că de obicei eu nu vă bombardez cu mamă ce mi-am mai cumpărat, mamă ce mi-am luat, dar când este ceva de la concurs, o mocangeală de asta venită din aer, atunci bineînțeles că mă duc și îmi cumpăr și eu, că na, sunt și eu o omă, dacă banii sunt veniți așa de la un concurs, îi cheltui după cum bine vedeți instantaneu. Chiar s-a mirat până și Peter că m-am dus să-mi iau acest voucher și în 15 minute eram înapoi și a zis, nu ți-au dat voucherul? Nu, nu, mi l-au dat și l-am și cheltuit. Deci știu că de obicei pe acest canal eu am videouri despre economisire și n-aș vrea să credeți despre mine că nu sparg și eu bani, sparg, dar dacă se poate banii de la concursuri sau banii așa veniți, nu neapărat banii bugetului. Ok, cam atât pentru astăzi. Mulțumesc că v-ați uitat la acest filmuleț până la final și ne revedem cât de curând în următorul vlog. Pa, pa!